Direcția de asistență socială a început distribuirea alimentelor de la Uniunea Europeană în urmă cu 6 luni și nici până în prezent nu au fost toate distribuite. De ajutoare alimentare beneficiază persoanele cu venituri mici de sub 400 de lei pe lună, persoanele cu handicap grav și accentuat și șomerii. Nu toți au venit să își ridice alimentele, iar pentru cei care nu pot face deplasarea din motive de incapacitate locomotorie sau altă boală, distribuirea se face la domiciliu. În acest moment mai avem încă produse alimentare pentru aproximativ 300 de persoane. Toate că au fost anunțați prin mass media, tot nu s-au prezentat toate persoanele să-și ridice aceste alimente. În prezent am început să distribuim și la domiciliu, în special la persoanele cu probleme de sănătate și persoanele vârstnice. Și sperăm ca până la sfârșitul lunii să lichidăm stocul care îl avem. Uniunea Europeană oferă pentru fiecare nevoiaș 15 kg de făină, 8 kg de mălai, 2 kg de zahăr, 5 litri de ulei, câte o cutie de zacuscă și roșii în bulion, 3 cutii conserve de carne, 250 g de miere și 500 de grame de paste făinoase. Pentru a putea intra în posesia alimentelor, oamenii trebuie să se prezinte la sediul Direcției de Asistență Socială de luni până vineri între orele 8:30-15:30. Deci